La sfârșitul acestei săptămâni se desfășoară la Londra Târgul de Turism, eveniment la care participă și Muzeul Civilizației Dacice și Romane din municipiul Deva. Participarea are loc în baza unui protocol încheiat între muzeu și Asociația de Turism Retezat. Instituția dorește să aducă în atenția publicului internațional obiectivele turistice ale județului Hunedoara. Palatul Magna Curia, Ulpia Traiana Sarmizece Tuza, Complexul de Monumente de la Sebea, Casa Muzeu Avram Iancu din Baia de Criș sau secțiile de etnografie din Brad și Orăștie sunt doar câteva dintre obiectivele prezentate la târg. Este una dintre acțiunile care în ultimii ani muzeul nostru participă, mai ales că în ultima perioadă am participat atât la târguri naționale cât și internaționale. Instituția noastră participă sau este reprezentată în baza unui protocol încheiat cu Asociația Turistică Retezat, iar cea care ne va prezenta materiale publicitare, astfel încât turiștii din străinătate să aibă acces la informații despre obiectivele turistice și culturale istorice din județul Hunedoara, în special cele care sunt în administrarea Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva. Este prima participare a muzeului la acest târg. La acest târg, cel puțin în ultimii ani, da. Târgul de turism de la Londra nu este primul eveniment internațional la care muzeul din Deva reprezintă județul Hunedoara.